Iubitorii de muzică de calitate sunt așteptați miercuri 3 noiembrie de la ora 18 la sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva. Atunci va avea loc un concert extraordinar intitulat Tinerețea Romanței, care va fi onorat cu prezența unor voci mari ale muzicii românești, iar publicul este așteptat până în ziua evenimentului să ridice invitațiile de acces de la sala care va găzdui evenimentul. Miercuri, 3 noiembrie, începând cu ora 18, în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, va avea loc concertul extraordinar Tinerețea Romanței. Pe scenă vor urca artiștii laureați și câștigători a premii importante la Festivalul Național de Romanțe Crizantema de Aur. Amintesc aici, printre alții, pe Cristina Beldean Moșuțan, Samuel Barani, Zorina Bălan, Sorin Lupu, Georgeta Plută și invitații speciali Alina Mavrodin Vasiliu, Matilda Pascal Cojucărița și Alexandru Pugna. Intrarea la acest concert se face pe bază de invitații. Invitații se vor găsi până la ora începerii spectacolului, dar și în zilele de marți și miercuri, între orele 9 și 16, la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva. Romanța este un gen muzical de patrimoniu național care se află în geneza imnului național al României. Numeroase instituții prestigioase din România susțin demersul de înscriere a romanței pe lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO. La jumătate vieții privesc în urma mea. De-a lungul anilor au mers și-a mers, dar nici o amintire nu s-a șters. Mi-a fost prieten râsul și plânsul uneori, a fost deasupra mea și cer senin. Și adesea a fost și cer de neguri plin. Printre cei care susțin acest nobil demers se află și Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din aceeași localitate, care, alături de prestigioși parteneri din partea UNESCO, sunt organizatorii concertului extraordinar de romanțe de miercuri seară. Acest concert este organizat de către Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean, sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO și cu sprijinul Centrului Cultural pentru UNESCO, Cetatea Romanței Târgoviște. Așadar, vă așteptăm cu mare drag să fiți alături de noi și să ne bucurăm de această toamnă frumoasă pe acordurile celor mai frumoase romanțe ale neamului românesc. Din cauza condițiilor pandemice cu care ne confruntăm, accesul la spectacol este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprins între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Mai trebuie menționat și că spectacolul Tinerețea Romanței va fi transmis în direct pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva.